Chindia Târgoviște tinde să devină un coșmar pentru Farul Constanța. Cele două formații au disputat numai puțin de 4 meciuri în ultimul an, în noua era Farului, și toate au fost câștigate de dâmbovițeni. Ultimul a avut loc chiar la începutul acestei luni, în cantonamentul din Poiana Brașov, când elevii antrenați de Adrian Mihalcea s-au impus cu 3-2. De atunci însă lucrurile au început să meargă prost pentru Chindia, care a obținut doar o remiză în cele două partide disputate până acum în Superligă. Hagi speră să profite de acest lucru și să întrerupă seria eșecurilor cu o victorie în meciul de vineri seară. Totdeauna între noi și Chindia au fost meciuri foarte grele din punctul nostru de vedere, unde ne-a fost greu să îi desfacem, să marcăm goluri. Din păcate, ultimele meciuri le-am pierdut anul trecut. Sperăm că anul acesta să câștigăm noi un meci acasă, unde o să încercăm să ne facem fotbalul nostru, acela de a încerca să controlăm și să impunem ritmul și intensitatea jocului. Din fericire pentru Hagi, pentru această partidă se va putea baza pe majoritatea jucătorilor aduși la echipă în această vară. Boboc și Denis nu sunt, nu fac parte din... Nu sunt 100% și nu sunt cu noi. Ceilalți sunt cu toții, sunt în cantonament. Înaintea partidei dintre Farul și Chindia, marinarii sunt pe primul loc al clasamentului cu 6 puncte din tot atâtea posibile. De partea cealaltă, oaspeții de vineri seară se află doar pe locul 13, cu un singur punct. Farul Constanța-Chindia Târgoviște, partidă ce contează pentru etapa cu numărul 3 a Superligii, se joacă la Ovidiu, cu începere de la ora 21:30.